Salut și bine ați venit la un nou banana review care e la ediția, nu știu, nici nu le-am numărat, cred că sunt vreo mai bine de 5 ediții, dar da, nu știu ediția. Azi vorbim despre ce ați mai postat voi pe cea mai tare pagină de Reddit, care desigur este și la descriere, o găsiți acolo, imediat aici de desubt. Hai să vedem ce ați mai pus voi pe pagina de Reddit, n-am mai făcut de mult, nu știu de ce sunt albastru la asta, mă uitam acum, că pare mai albastru decât de obicei, cred că din cauza ecranului care îmi bate în albastru și da, în fine, ok, bun. Hai că imediat am sărit la pagina de Reddit. Și da, știu, n-am nicio cană, nimic. Uitați-și pe calculator în spate, încă își plânge de milă acolo. Cred că va urma cât de curând o mare îngropare. Da, după cum puteți vedea, filmăm din sufragerie, ceea ce e mai bine, I guess, și cred că asta ne va permite cumva să facem și niște live-uri, dar despre live-uri, nu știu, vedem zilele următoare. Asta primiți azi, schimb un banana review, așa că ce mai așteptăm? Hai să sărim puțin în ce mi-ați mai pus voi pe aici pe Reddit. Și da, ups, ups, nu trebuia să apară asta aici, ok, da. Bun, hai să vedem ce mi-ați mai lăsat pe aici. Deci asta este pagina de Reddit, în caz că nu ați ajuns încă, o aveți aici. Suntem 97 după cum puteți vedea. Poate cu puțin noroc după acest episod reușim să fim 100, dar cine știe, na, vom vedea. Nu mai avem puterea pe care o aveam pe canalul cel vechi. Bun, hai să vedem ce ați pus pe aici. Ok, Mordor acolo. Da, da, asta e părul lui Johnny Bravo cumva, sau adică da. Dar da, uitați câte banane, chestii și Fuego aici, nu știu ce treabă are Fuego. Și da, e o poză potrivită, cum să nu. Așa, bun. Oh no, guys, I just saw Thomas the Train is being kidnapped by Optimus Prime. Mamă, nu. E faină poza asta, nu știu unde a fost făcută, dar da, e ceea ce aș fi făcut și eu, într-adevăr, să fac o poză. O poză rară cu un om care bea apă. Cred că ar trebui să-mi pară rău aici, știi, dar cum a scris acolo, bă, dar seamănă leacă cu Marea Neagră de la noi, da. Gen faleza asta de aici, așa, da, în fine. Acel prieten care nici cartofi prăjiți nu știe să facă, păcat, da. Chestia este că a face mâncare este un skill foarte util, adică dacă faci mâncare, da, te va ajuta mult în viață, deci învățați să faceți mâncare, e foarte important. Ochii care te iubesc cel mai mult. Da, da, ăsta e la... Da, știu, știu că a fost, nu mă întrebați, habar n-am urmărit subiectul, dar știu că a fost un subiect de interes național, pentru că a făcut și Mike Hash clip despre el, deci vă dați seama că e un subiect important să o e. Da, ai dreptate, așa arată ochii care te iubesc cel mai mult, da, da. Cum arată coronavirusul, vă zic, microscop. Din nou, da, știu. Așa e, da. Apropo, voi ați văzut o chestie legată de asta. M-am dat un tweet mai devreme și pe Twitter și am zis că nu e ok să faci panic buying. Dar da, aparent la noi a început lumea să facă panic buying. Dacă ați fost pe magazine, probabil că ați văzut deja că rafturile de pe la făină sunt goale. Ceea ce e nașpa, pentru că un panic buying înseamnă că ceilalți nu vor mai găsi produse. Adică dacă te duci acolo și îți umpli căruciorul cu 70 de kg de făină, 55 de ouă și, nu știu, 3 baxuri de ulei, atunci va fi mai greu celuilalt să... Nu! Să obțină, de fapt, produsele de care are nevoie. Deci, te rog, omul, dacă mergi la magazin și faci panic buying, fă-l cu cap, adică nu-ți cumpăra produse pentru 5 ani. Mulțumesc! Bun, hai să mergem mai departe. Balenciaga. Bă, da... E adevărul că Balenciaga sunt și niște papuci foarte arătoși, dar adevărul că dacă îi porți așa, ca o
ca o banana seaga, da, într-adevăr, sunt de acord. Cum o cheamă? Ce, da, bun. Profesor, de ce vedeți fulgerul înainte să auziți tunetul? Jandar, pentru că ok, mai ok, hai să păstrăm asta. Cu ce să fie tatuajul? Cu de toate. Bă, da, dar n-am ce să zic, tatuajul e chiar reușit așa, adică am văzut și tatuaje mai nașpa, totuși. Nici frumos te-a Tarzan. Well, da, asta se întâmplă. Când ești un artist bun, dar nimeni nu ți vede arta. Ok. Da, într-adevăr, așa e. Baby Yoda versus pisica mea, da. Bă, chiar are pisica drăguță, nu am ce zice, dar seamănă. Ok. Cristian Pomohaci, Catedrale Cov. Ok, și asta ce ar însemna? Să am grijă sau ce? Că cine știe cine mai vine peste mine. Ok, am grijă, stai la că e full image aici, da, bun, am înțeles. Voi avea grijă, mulțumesc că mi-ai spus. Că canalul de TNT doar. Băi, v-am zis că nu mă bucur că i-a dispărut canalul. E nașpa, dar eu cred că va reveni la un moment dat. Adică am văzut că și-a făcut altul, deci tot, everything is good. Și da, încă am bidonul cu apă, nu vă faceți griji. Informații 0, intro 100. Dacă zici tu, eu nu mă bag. When you find the engineer job, anyway, man. Am mai văzut asta? Acolo sunt babele. Da, așa e, așa e. Da, m-ai găsit. Îmi place că mi-ai făcut și mie. Că v-am zis apocalipsa datorită coronavirusului. Da, într-un fel așa o să se întâmple. Deci, uitați-vă, acum suntem în hoarding stage. După care va veni panic stage și apoi, da, o să ajungem aici la arme și o să-i termină armata și urmează niște luni foarte frumoase, deci de-abia le aștept. Bananas virus, coronavirus versus bananas virus. Bă, aici nu mă bag, știu cine va câștiga, adică e clar, uitați ce față are. Deci da, nu contează. Ok, Killer Bananas făcând și el snap, dar da, a salvat situația. Practic, Killer Bananas e Iron Man, da? Valtoh X Killer Bananas de TNT. Ok. Da, într-adevăr, eu sunt, da, partea importantă, cred că, adică, mă, t-ai zgârcită, n-ai bani de joacă? Te rezolvă de îndată. Killer Bananas, game safe. Da, Grand Theft Auto și cu două banane. Da, cred că astea le-a jucat și eu, adică da, avem GTA 5, ce mai contează? Killer Fuego. Da, dar trebuie să am grijă și la Pomohaci, că vine în spate și... De n-aș fura măcar o zi m-aș usca la șofer. Bă, dar astea am așa o presimțire totuși că se trimit desumflate, știi? Adică nu o să le primești așa, adică dacă ai ceva care seamănă cu realul sau... Na, nu știu, dar nu cred că le-ai primi așa totuși. Ai că sper, yes. Dar da, îți dau dreptate. Iisus, will you please listen? I'm not Messiah. Toți oamenii de pe planetă, he's the Messiah. Da, așa e, mai nimerit de nu. PlayStation ori Xbox? Da. Adică ce, că stres sau ce? Da, n-am niciuna din astea și uite la mine, totuși nu stres. O, și o, Doamne, nu, fără șobolan, te rog, nu. Ok. Sifu de magi, să vedem. Așa. Știu că mimurile cu pomohaci nu mai sunt la modă de prin 27, dar... Da, okay, chiar nu mai sunt la modă. După ce ai mâncat mai mult de 4 banane, pretty sure it doesn't. Ok, da. Adevărul e că nu mai știu, este o limită de la care poți muri de la banane, nu mai știu exact care, dar ea există și aveți grijă.
Dacă nu te abonezi la Killer Banana, să îi depui să spun. Nu stau la Killer Banana. Stai, ce ai spus? Cum adică nu ești abonat la Killer Banana? Da. Așa, vedeți? Vedeți? Așa se întâmplă, îl supărați pe Winnie the Pooh. Primul meu e momentul ăla când îți dai seama că ai freză de fuego. Bă, da, cam așa e, dar acum nu cred că mai că a crescut mai mult, dar da, când apare freza aia, e tot grup, mă de Bă, da, ăsta, Hazbin Hotel, da, e mișto, dar nu știu deocamdată când va apărea Hazbin Hotel, dar da, cred că se ridică la un nivel destul de mare. Acum să sperăm că o să și apară serialul. Al treilea meme din seria, doamne, doamne, pentru că întâi abonat la Kilo Banzai, de ce, doamne, de ce? Ce am făcut să merit asta? Da, abonați-vă, dacă veniți acum și e primul clip pe care îl vedeți, trebuie să vă abonați, că dacă nu, Dumnezeu nu vă va mai menționa în rai și veți ajunge să nu știu. Photoshop-ul. O să mă fac mai drăguță, eu. Ok. Da. Ok. Vă mulțumesc mult că ați postat și că țineți acest subreddit activ și viața. So, yeah, dacă vreți să postați și voi să apareți într-un viitor clip, puteți să intrați acolo. Îl găsiți în descriere, pagina de Reddit, puteți să-i dați un follow. Sau nu mai știu cum e, dar cred că cam așa e. Și da, puteți posta memes și într-o lună cred că voi face din nou un meme review, deci da. Cam atâta, nu știu ce să vă mai zic așa. Uitați aici, avem sanitol, așa. Nu uitați să vă dezinfectați mâinile în această perioadă și purtați măști, desigur. De fapt, încă nu trebuie neapărat să purtați pentru că nu e epidemie, dar presim că în curând după acest clip probabil că va fi, așa că nu uitați de sanitol și dezinfectant și toate chestiile acelea bune și foarte excelente în perioada de gripă și chestii. Bun, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne auzim cât de curând cu un nou clip, adică mâine, da. Salut, pa!